spectatori, a fost pentru dumneavoastră Claudia Maria Șerbănescu. Vreau să vă spun că mai avem încă o sticlă de vin oferită de Casa de Vinuri Ștefănești prin intermediul gamei de vinuri Marcea. Oferă telespectatorilor TV un vin alb, lejer, de colecție Latitud. Așadar, vă așteptăm la numărul de telefon 0348445544 pentru a câștiga și cea de-a treia sticlă de vin. Deja telefonul sună până colegii mei din regie stabilesc legătura. George, vreau să vorbim puțin și pentru că și Claudia și Aura au interpretat câte o strofă live, nu vreau să ca tu să te superi pe mine, să zici uite pe mine nu m-a pus, și până luăm telespectatorul o să te rog să ne interpretezi o strofă dintr-un cântec, care vrei tu. Să vadă telespectatorii că ai vocea la portător. Dacă știu și eu, ca să deci, vreau să vă interpretez o doină. Da. E repertorul Mariei Ciobanu, pe care o iubesc foarte mult, mi-a plăcut de mic. Da. Și am crescut cu cântecele dânsei. Da. Da. O doină care erau pe discuri de vinil. Da, da, George, te ascultăm. Uf, uf, foaie verde, merdomește, satul e păgân, mai ești din tine când mă gonești, din tine când mă gonești, satul e păgân, mai ești. La ce satul e mă lași ca să mă duc la oraș? De ce ești hain cu mine și mă faci să plec din tine? Mă gonești când de frunza mea și mă chem tocmai toamna, când toți cucii au plecat și eu nu i-am ascultat, și eu nu i-am ascultat. Felicitări, George, foarte, foarte frumos și cu siguranță pe viitor vei imprima și o doină. Sigur, cu siguranță. Chiar am un plan să fac acest lucru. Chiar ar fi cazul, pentru că îți permite vocea. Ai o voce matură deja, știi care sunt coordonatele corecte ale unui cântec popular. Alo? Alo? Da. Bună seara, domnișoara Ioana și invitațiilor dumneavoastră. Bună seara. Sunt Geta Cristoiu. Da. Vă felicit pentru toate emisiunile pe care le faceți. Da, mulțumim. Și pentru invitații dumneavoastră. Da. Le urez mult succes pe cântecul muzică de populară. Da. Îi urez lui Georgica mult succes. Mulțumesc frumos. Și toate cântecele din seara aceasta să fie pentru familia mea, pentru dumneavoastră, domnișoară. Da. Și pentru telespectatorii dumneavoastră și pentru familia Turcilă. Da. Doamna Geta, o întrebare ca să câștigați ultima sticlă de vin din această seară. Cine a fost, dacă v-ați uitat la prima ediție, vă rog frumos să ne dați numele unuia dintre invitați. Prima ediție, Ioana și prietenii, acum o lună de zile. Da, Ioana și prietenii, da. Da, și cine a fost în prima emisiune? În prima emisiune a fost Doina Istrate. Tanti Geta, îmi pare rău. Geta? Nu. Nu? Nu. Ați pierdut sticla de vin, asta este, n-am ce să vă fac. N-are nimic. Nu beau eu. Data viitoare, tocmai bine. Doamna Geta, vă pup pentru că vreau să mai vorbesc cu George și cu invitații și ne mai auzim la telefon. George, vorbeam înainte. O luați dumneavoastră sticla. Nu o să o iau eu. Cum o să o iau eu? Trebuie să mai așteptăm un telefon. Nu o să o iau eu pentru că nici eu nu beau. Da. Bine, Tanti Geta, la revedere, mai bine. Da, George, vorbeam înainte de publicitate, de repertoriu, de cântecele tale. Ce ne spui? Rămăsesei dator cu un răspuns. Da, deci v-am zis că în cântecele mele se regăsesc tot om. Deci sunt teme de mamă, de tată, de părinți, de viața omului, de iubire, de dragoste. Mă interesa de unde, dacă le-ai cules sau dacă le-ai din familie, dacă le-ai preluat de la părinții tăi, pentru că deși sunt muzicanți. De asta am revenit cu întrebarea. Deci am și cules, am și creat și eu câteva melodii și am și câteva și de la părinți. Ai putea să ne spui, câte albume ai până acum? Două albume? Da. Da. Cum a primit publicul cântecul tău, George Turcilă de la Sămara?
Păi publicul a primit cântecul foarte bine după ce am imprimat și piesa Viața de pensionare, atunci am început să fiu mai cunoscut. Da? Da. Ți-a adus succes acest șlagăr al tău. Da, da, este șlagăr. Da. Vorbim la telefon. Alo? Să vedem dacă reușim să dăm sticla. Alo? Alo? Da? Bună seara, doamna Ioana. Bună seara. Felicitări pentru emisiune. Felicitări pentru acești frumoși invitați. Și vreau să vă să-i zic lui Georgică, da, că cel care ne-a încântat la pensionari, la clubul nostru de pensionari odată, ne-a încântat zilele noastre așa, că ne este dor de el să-l mai auzim cântând mai des. Pe unde, până unde să-l auzim? Are o voce foarte dulce, caldă, care ne încântă și pentru că este ziua, săptămâna asta a femeii, să ne facă măcar o strofă din Femeia e o doamnă. Da, dar înainte de a cânta George această melodie, vreți să câștigați o sticlă de vin? Nu vreau. Nu vreți. Nu vreau, să rămână. Bine, la revedere, nu, numai bine. Da, George, o strofă din acest cântec. Din ceea ce a rost doamna Dida, da? Da. O femeie, ce ești o femeie, ieși apă, ieși foc. Înger și zână, roabă și stăpână, ești de toate la un loc. Jos pălăria pentru femei și dați-i femeii ce este al ei. E sufletul tău, e tot ce vrei. Soție, prietenă, mamă, ce tace, ascultă, ia seamă. Dar mai presus de orice e o doamnă. Da, George, mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun că o să cânți, însă înainte de a merge să cânți, noi o să ne despărțim. Eu vă mulțumesc foarte, timpul trece foarte repede. Vă mulțumesc pentru prezență și pe scurt, câteva secunde, fiecare câte un gând pentru telespectatori. Aura. Vreau să vă mulțumesc și eu pentru invitație și pentru telespectatori le doresc o primăvară frumoasă, plină de bucurii, realizări și liniște în case și în suflete. Da, Claudia? Vreau să vă mulțumesc și eu încă o dată de invitație. Ca și Aura, vreau să le urez tuturor telespectatorilor o primăvară frumoasă, multă sănătate și multe bucurii și vreau să le mulțumesc și părinților și telespectatorilor pentru că ne-au fost alături în această seară. George, și trebuie să mai veniți alături de noi. George. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Urez și eu la toți telespectatorii o primăvară frumoasă, să fie iubiți, fericiți, sănătate și tot ce își doresc ei să se realizeze. Stimați telespectatori, acum George va interpreta pentru dumneavoastră două melodii. M-am întors aseară în sat și Mărioară, Viața amară. George Turcila.
Domnul cel bun. Vine-n pragul serii, să-ți schimb focul durerii. Sărut mâna, mamă dragă, dorul de tine mă leagă. Vin la tine-n pragul serii, să-ți schimb focul durerii. Sărut mâinile bătrâne, care mi-a frământat pâine, care mi-a fier mămăligă, sărut grazul ce mă strigă. Dragii mii bătrâni părinți, mă uit la voi ca la sfinți, ca la sfinții din icoane, ține mii să mă puși, Doamne. Fetele toate să știe, tot au dracu'
să fie. Tot al dracului să fie, că mai iubim Mărie, Mărioară.